În ziua de prăznuire a Sfintei Tatiana, Sfânta Liturghie este săvârșită de către înalt preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Moaștele Sfintei Tatiana au fost aduse în țara noastră de către boierii craiovești de la Constantinopol după anul 1453. Ele au fost așezate inițial la Mănăstirea Bistrița din județul Vâlcea. De aici au fost mutate de către Sfântul Voievod Neagoe Basarab la Biserica Domnească din Curtea de Argeș. După reorganizarea Mitropoliei Olteniei la începutul anilor 1950, Capul Sfintei a fost adus la Catedrala Mitropolitană, unde se găsește și astăzi spre cinstire și închinare, alături de moaștele Sfinților Mucenici Serghe și Vah și ale Sfântului Erarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului.